la 402. Ok, riscul închis. Am un anunț foarte important de făcut. Liniște! Un fost elev al domnișoarei Graves a adunat două abonamente pentru meciurile de acasă de pe stadionul Maple. Iar eu am instrucțiuni să iau cu mine pe elevul care va fi votat drept cel mai bun atlet din camera 402. Domnule director, scrisoarea spune că sunt două bilete pentru cel mai bun sportiv. Nu zice deloc că unul ar fi al dumneavoastră. Zice cel mai bun atlet și invitatul său. M-am gândit că este vorba despre directorul adjunct preferat al elevilor. Nu. Sper să fie vorba despre locuri bune. Nu vreau să mă trezesc după vreun stâlp. Dar ce-mi fac griji? Eu oricum o să stau în loja proprietarului, dacă nu cumva o să stau pe banca de rezerve. Cum? Bineînțeles că am să câștig. E cineva mai bun la sport ca mine în clasa asta? Ha? Ok, am văzut eu cum e cu cel mai bun atlet. Singurul meu concurent pare să fie Charlie. Nu prea înțeleg eu, dar oricum în clasă sunt 16 copii. Deci pentru a câștiga am nevoie de două voturi. Ok, să vedem. Am votul meu și al lui Jesse. Stai puțin, aș putea să votez pentru Charlie, e foarte bun. Am votul meu și al lui Jesse. Pot să pariez. Contează pe mine. Joey. Fabiola, ator testele. Stai în spatele liniei, fetițo, și privește fix la desenul acela ca o fetiță bună. Așa, acum acoperă-ți ochiul și citește rândul de sus. Bine, iată încă o întrebuințare pentru foarte folositoarele lingurițe. Pic la testul ăsta, oricum pic la toate. Am să ajung să port ochelari, de parcă n-aș avea destule probleme. Numai tocilarii poartă ochelari. Eu port ochelari. Da, dar cu frizura aceea nimeni nu-și dă seama de asta. Am nevoie de votul ei. Hei, Tilly, rochia ta e minunată. N-are importanță ce spune Charlie. Ha? Ce am să mă fac eu cu testul? Nimic, doar nu trebuie să înveți pentru el ca pentru un test obișnuit. Asta e, am să fac ceea ce fac mereu la teste. Am să trișez. Cine să trișeze pentru un test de vedere? Pe nimeni, și asta din cauza că nimeni din școala asta nu-i la fel de deștept. Și acum să găsim pe cineva cu memorie excelent. Sinjay, ai dat deja testul? Bineînțeles, am luat și am fost trecut. Minunat! Ce-ar fi să-mi spui și mie literele de pe panou? Cu plăcere. Ce-mi iese la afacerea asta? Ha? Sunt flexibil, bancheș, produse sau bunuri personale, toate se acceptă. Am să iau pachetul de șervețele, jucăria și am să-ți las guma de mestecat cu cuț de struguri ca să-ți strici dinții. Ok, afaceriști! Și am să-ți mai iau și șosetele verzi și mâncarea aceea cu sos pe care mama ta o face și aș mai vrea și... Regret! Examinările gratuite sunt pentru copii. Sigur, știu că e doar pentru copii, dar eu sunt un copil mai mare. Nu pot să mă strecor și pe mine, haide, am să mă fac mic. Știi cât de mult costă testele astea la policlinică? În regulă, așează-te în spatele liniei, domnișoară. Acum acoperă ochiul drept și citește de pe panou. QJXFSD. Poți să mai încerci o dată? QJXFSD. Ne vedem la anul. E plăcut să fac afaceri cu tine. Stai ușurel, băiețel. Tilly? Ok, am deja 4 voturi. Încă 5 și biletele sunt ale mele. Tocmai la fix. Iaurtul acela arată stricat. Dar nu o să te otrăvești. Cum zice mama, frica păzește pe Penny. Cum să mă gândesc așa ceva? Tu știi deja asta, doar ești cel mai tare din clasă. Da? Adică sunt? Bineînțeles.
De aceea te voi vota ca cel mai bun elev al anului. Wow, pe bune? Așteaptă un pic. Nu sfărăiai în timp ce prezentam căile rețelelor digitale pe fibră optică pentru comunicații? Glumești! Mi-a plăcut la nebunie chestia cu căile. Apropo de votat, de unde era să știu că el îmi arăta linia a doua de pe panou? Ha, nu știu, dar de ce nu te-ai uitat? M-am uitat, după ce mi-a spus că am greșit toate literele. Dar deja mă panicasem atât de rău că mi s-au umezit ochii și nu mai puteam să văd nimic. Plângeai? Sigur că nu, asta a fost mai târziu. Nu, doar m-am prefăcut că citez, i-am spus toate literele care mi-au venit în minte. Z, Q, B, chiar și I înainte de E. Numai că după ce, cred că i-am pus și ceva litere grecești. Cred că încep să înțeleg de ce nu mă lăsa mama să mă joc cu tine. Ești prea prost. Părea un plan așa de bun. Ai reușit? Oh, da, mi-a spus că am nevoie de ochelari. De ce nu i-ai spus doctorului că ai picat testul din cauza că ai trișat? Înainte să apuc să-i spun, domnul Besser a intrat în cabinet ca să obțină o consultație gratuită. Nu puteam să-i spun că am trișat. Ar fi sunat-o pe mama și mi-ar fi ținut din nou discursul ei. Nu merita. Te-am înțeles. Iar acum am procopsit cu ochelari. Ei, hai, să port ochelari nu e mare lucru. Mulți copii poartă ochelari. Ai dreptate, mulți copii deștepți poartă ochelari. Bună, vrăjitor de argenți, e timpul să faci baie. Lingureța, lingureța, îmi spal lingureța când... Nu vreau să merg, te rog, nu m-obliga. Hei, știu, hai mai bine să mergem să-mi cumpăr niște lenjerie, îți place asta? Nu fi copil, nu-i nimic rău în a purta ochelari. Chiar dacă cei din familia mea pot să nimerească cu pușca coada unui curcan de la 100 de metri. Vederea slabă vine din partea tatălui tău și te poți aștepta și la probleme cu circulația. Ultimele noutăți. Ce bine îi stă cu ochelarii aceia! Oh, da! Am văzut ochelarii în revista Adolescentul. Uite, Jessie, încearcă-i pe ăștia. Pentru cei nu prea activi? Nu e așa că sunt frumoși? Îi iau pe ăștia, modelul Apaș. Noi am vrea modelul Wally. Ce bine îmi va sta pe skateboard. Are nevoie de ei când se joacă cu camioanele de jucărie. Mami, vreau și eu Apașii. Asigurările nu plătesc rame speciale. Nu prea se vând astea. Mă întreb de ce. Lentilele acelea fumurii. Asigurarea plătește doar lentilele normale, nu și cele fumurii. Mamă! Și să pui lentile din acelea foarte groase. Nu vreau să se spargă. Să nu-mi pui lentile din acelea groase. Nu vreau să arăt cu acel mai mare tocilar. Știi, mamă, mai bine am luat lentile subțiri. Asigurările nu cred că acoperă lentilele mai groase. Oh, cum să nu? Chiar dau și o reducere pentru ele. Am văzut ochelarii ăștia pe canalul pentru skateboard. Și ochelarii tăi sunt la modă. I-am văzut la cel care ne-a reparat toaleta. Don și Mary Ellen, voturile lor nu le-am încă. Ești Nancy? Ăștia-s noi tăi ochelari? Nu arată prea rău. Serios? Sunt aici. Cum de ți-ai pus ochelarii așa de repede? Credeam că durează câteva zile. E uimitor ce repede poate să lucreze cineva când stă mama lângă el. Imaginezi? Te vei bucura? Am 5 voturi deja. Păcat că vine bolnav și nu vine. Știu destule despre el ca să obțin votul lui. Cu Arthur cum a rămas? Ți-a dat votul lui? Nu merită, costă prea mult. Eram dispusă să mă scol de vreme și să dau fuga la el acasă să-i pregătesc micul dejun. Dar e prea mult să-l spăl și pe dinți. Hai să mergem. Ce-ai pățit? Toți au să râdă de ochelarii mei.
Oricum, nu te bagă nimeni în seamă. Sunt sigură că nu vor observa. Ok, jocul s-a terminat. Jesse, scumpule, ți-ai uitat prânzul? O, Jesse, știam eu că ai să-ți dai jos ochelarii, așa că am venit cu o soluție. Au, mama, mă doare! Nu te prosti, consideră-te norocos. Domnul de la magazinul de ochelari mi-a spus că la ce diagnostic ai, ar trebui să porți baston. Ar trebui să vorbesc cu domnișoara. Vreau să aibă grijă să porți ochelarii tot timpul. Acum du-te și joacă-te cu prietenii tăi. Te așteaptă! Aici e bufetul? Alo? E cineva? Ah, Penny, mă întrebam dacă te-ai hotărât pe cine ai să votezi. Ah. Nu-i așa că e interesant? Cred că am să te votez pe tine de cel mai bun atlet. Oh, nu! Votezi pentru mine? Mulțumesc, ce bine! Nu, eu nu votez pe nimeni. Cred că un astfel de concurs este înjositor pentru sportiv. Da, sunt de acord în totalitate. Deci, Jordan, mă votez pe mine cel mai bun atlet? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Chifle proaspete! Da? Conopidă? Mă lași, domnule Chiombescu! Am reușit! M-am cățărat pe frânghie! E un furtun pentru incendii! Poftim? Ok, timpul se scurge. Îmi trebuie un singur vot să leg ale special. Credeam că vrei să câștigi. Nici egalul nu e rău. O să primim fiecare câte un bilet. Voi avea grijă ca Charlie să capete locul mai proz. Oh, votul ei! Gabriel! Nu-mi vine să cred. Oamenii pot fi așa ușor păcăliți. Eh, dar mai am nevoie de un vot și nu am altă soluție. Bravura, hop, hop, hop. Ura, Lituania, top, top, top. Hei, Poli, te-ai hotărât pe cine votezi cel mai bun atlet? Păi, vezi tu, nen, asta depinde cât de bun ești. Cântă, nen, cântă. Dupeng, xintat, hop, hop, hop. Ura, Lituania, top, top, top. Mai repede! Frumoasă săritura! Deci, am votul tău? Nu știu, să mai văd, eu iau votez cu inima. Te-ai descurcat grozav la testul de agilitate fizică. Ai înfulecat 25 de șnițele în 3 minute. Ai învățat pasul lituanian și te-ai descurcat de minune în lupta cu porcul. Deci... vei vota pentru mine, da? Sigur că da. Minunat! Atâta timp cât te descurci bine la cel mai rău test cu întrebări din sport. Prima întrebare. În 1985, campion mondial la jousting a fost... Întrebări cu variante de răspuns n-ai? Aha, să dau eu testul în locul tău. A doua întrebare. Care era diametrul coroanei care se acorda la olimpiadele din Grecia antică și sora cui le făcea? Să mă gândesc. Ori știi, ori nu știi. Nici măcar nu știam că există coroana de laur. Ai absolută dreptate. Foloseau ramuri de măslin. A fost o întrebare capcană. A treia întrebare. Ce proced din jucătorii de rugby lovesc numai cu piciorul stâng? Greșit, greșit, foarte greșit. Pons de Leon, greșit. Care-i scorul meu până acum? Am adunat toate răspunsurile și deși este cel mai ușor test posibil, tu ai unul. Ei bine, asta e, nu am și votul tău. Dar Charlie a luat zero. S-a smircăit ca un copil. Un adevărat atlet nu plânge. Deci am votul tău?
da Nancy, da ăla-i. Ura! Hărcera, se întâmplă când faci pasul lituanian, dar merită. E o chestie care îți folosește toată viața. Aha, așa e. Atențiune, fetițe și băieți! Voturile au fost exprimate. Indiferent cine câștigă cele două bilete, sunt disponibil să fiu invitatul vostru. Ha, după calculele mele ar fi egalitate, deci nimeni nu va trebui să meargă cu el. Scorul final pentru cel mai bun atlet este 8-6. Bine! Nu e un egal! Am avut un vot în plus! Minunat! Iar câștigătorul este Charlie Cole. Ah! Iar eu vreau să fiu prima care îl felicită pe Charlie, cel mai bun atlet din clasă. Îmi pare rău, cred că tu erai câștigătoarea. Când erai atât de aproape, sigur, dar... Cineva a trădat și l-a votat pe Charlie. Nu pot să cred că a pierdut candidatul meu, chiar dacă n-ai știut ce momeală a folosit Frank Stolski la concursul de pescuit la muscă din 74. Sufăr teribil văzându-te învins într-un mod atât de umilitor, jenant, zdrobitor și dureros. Mersi, cred. Vreau să știu cine a promis că mă votează și n-a făcut-o. Pot să te ajut eu. Am voturile de la domnul Buzzer chiar aici. Să vedem cine este mincinosul. Hei, dați-mi drumul, vreau să știu și eu. Cine e dușmanul lui Nancy este și dușmanul meu. Mulțumesc, Jess. Freddy pentru Nancy, Polly pentru Nancy, Nancy pentru Nancy, Jessie pentru Charlie. Poftim? Hă? Nu, nu, nu e bine, eu am votat pentru tine. Iar eu mă uit la votul tău, căscatule. Ai bifat exact lângă numele lui Charlie. Oh, nu, îmi pare rău, treaba e că nu prea văd cu ochelarii ăștia. Credeam că te-am votat pe tine. Și eu credeam că ai să trăiești să mai vezi odată soarele. Îmi pare rău, domnule Buzzer. Poți să fugi, dar nu poți să fugi mai repede decât al doilea atlet din clasă. Spune repede, sunt lângă baie? Următoarea ușă pe stânga. Mersi. Jessie, ce cauți tu aici? Scuze. Scuze. Gata! M-am săturat! Urăsc chestiile astea stupide! N-am să-i mai port! Sigur, fugiți! Acum că pot vedea din nou, fricoșilor! Jessie, cum ai putut să faci așa ceva? Trebuia, nu mai puteam să suport. M-am săturat să arăt ca un zăpăcit și să intru tot timpul în belele. Dar cum ai să vezi fără ei? Eu n-am nevoie de ochelari, văd foarte bine. Am picat testul doar pentru că am încercat să trișez. Dați-i drumul, pedepsiți-mă, sunt pregătit. Nu mă pedepsiți? Asta nu e treaba mea, nu eu fac asta. Nici o pedeapsă? Trebuie să fie ziua mea norocoasă. Puteți să dați și o lucrare neanunțată. Bineînțeles că atunci când va auzi, mama ta se va supăra. Mama mi-a ținut discursuri din nou. Mi-a aruncat casetele cu bestiile spațiale și a început din nou să vorbească de școala militară. Ha, de parcă aș putea să stau o zi lângă copii cu tancuri. Sună îngrozitor. A fost, dar a meritat. Măcar nu mai trebuie să port ochelarii ăia stupizi. Hei, băieți, m-am întors. De când porți tu ochelari? De ieri. Am lipsit pentru că am avut o durere groaznică de cap. Doctorul a zis că e din cauza ochilor. Va trebui să port ochelari ceva vreme. I-am luat pe ăștia pentru că de ăștia am avut bani. Săracu de tine! Am avut și eu ochelari și crede-mă pe cuvânt, viața ta va fi un adevărat iad de acum încolo. Hei, ai uitat? Eu nu-s ca tine, căscatul. Hei, ia priviți! Fiți atenți! Vă plac ochelarii mei? Pot vedea lucruri pe care înainte nu le vedeam.
Pot vedea în capul tău. Și ce crezi? E gol! Poți să te uiți în capul meu, te rog? Poți să-mi pun și ochelarii tăi? Te uiți și la capul meu? Hei! Eu am avut primul ochelar! Pot să-i lipesc la loc dacă vreau! Așteptați! Și eu sunt tare! Thank you.